Deputatul Dan Ciocan a venit să voteze astăzi la Caracal și a mers la urne împreună cu primarul Liviu Radu. Ambii au votat la școala numărul 4 din Caracal. Au pus ștampila pentru ambele referendumuri, atât cel local cât și cel național, iar la plecare au vorbit despre importanța alegerilor din acest weekend. Toți cetățenii să se exprime votul pentru România și sunt convins că lucrurile se vor schimba și or fi cât mai bune. Am votat cu toată încrederea, astfel cele două deziderate pe care unul național și unul local sper să fie de bun augur. Tot la Caracal a votat astăzi și directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu. Și el a accentuat importanța participării la vot la referendumurile din acest weekend. Este o responsabilitate civică și socială pentru care toți românii și mai ales locuitorii județului nostru trebuie să răspundă prezent.